Femeia din Cisnădie și fiul ei de 3 ani uciși în Germania au fost conduși ieri pe ultimul drum. Zeci de localnici, rude și apropiați au venit la înmormântare. Oamenii spun că este o mare tragedie pentru orașul lor și își doresc ca cel care le-a luat viața să fie prins cât mai repede și să fie judecat pentru fapta sa. La orele amiezii, curtea în care a copilărit lăcrămioara era plină de coroane și localnici care au venit să-i conducă pe cei doi pe ultimul drum. Pe străzile din Cisnădie, oamenii vorbeau de cumplita tragedie care s-a abătut asupra familiei. Cortegiul funerar a plecat spre cimitir în jurul orei 15. Ne aflăm în fața unei duble drame, stăm în fața a două sicrie, mamă și fiu, care într-o îmbrățișare tăcută se îndreaptă către cimitir. Lăcrămioara a plecat în Germania pentru un trai mai bun, iar acolo și-a găsit sfârșitul. Este plecată de ceva timp în Germania, acolo a încercat să-și facă un trai mai bun, iată, însă că luxul și bogăția nu duc întotdeauna la bine. Mi pare tare rău de cele întâmplate și suntem alături de familie. Localnicii spun că au aflat de la familie de modul tragic în care și-a pierdut viața lăcrămioara și fiul ei. Nu se aștepta nimeni la așa ceva. O știați? Da, păi era din Cisnădie și eu sunt prieten cu fratele dânsei. Și ea s-a căsătorit doar în Germania. Nu se aștepta nimeni la așa ceva. Și-a iubit copiii. Și iubește și acum cu câte că mai sunt încă în viață. O cunosc de copilă, că mai pot să o cunosc de că eu am 58 de ani. Deci și eu am copii ca și ea. Asta e ceva tragic pentru tot orașul. A fost prietenă cu mine, chiar foarte bună. Deci după ce a plecat n-am mai știut nimica de ea. Și acum când am văzut că am auzit de fapt că a murit așa cum a murit, am rămas surprinsă. Nici nu mi-am dat seama și nici nu mi-a venit a crede că se va întâmpla așa ceva cu ea. Oamenii speră acum că cel care le-a luat viața atât lăcrămioarei cât și fiului ei să fie prins de autorități cât mai repede.